Am revenit la discuția din seara aceasta, o discuție pe care ne-o dorim legată de domeniul psihologiei, de domeniul adicțiilor și de lucrurile care ne-ar putea ajuta să fim mai mult în echilibru. Invitata mea din seara aceasta este doamna Alina Ciupercoviș, despre care nu v-am zis la început, dar eu cred că merită, așa de știu de către telespectatori. A primit anul trecut, în 2016, titlul de femeia anului la categoria excelență în profesie, sub categoria excelență în sănătate. Și cred că este un motiv de bucurie pentru noi sucevenii, în general, de ce nu? Pentru că, iată, înseamnă că aici, la Suceava, lucrurile se fac așa, la nivel de excelență, cel puțin în domeniul acesta în care dumneavoastră lucrați. Am fost foarte onorată. Anul ăsta a fost, am câștigat premiu în martie a fost nominalizarea, a fost făcută anul trecut și a fost pentru anul trecut, dar anul ăsta a fost decernat premiu. Am fost foarte surprins să primesc acest premiu, vă spun cu toată sinceritatea, pentru că cred că nu am învățat încă să dau suficient de multă valoare muncii pe care o fac. Probabil că asta e lecția acestui an. Bănuiesc. Dar e bine că dau alții valoare și rezultatele, fiind foarte bune, merita într-un fel sau altul răsplătite, dincolo de faptul că în acest domeniu al psihologiei răsplata imediată este atunci când obținem rezultate cu un client pe care încercăm să-l ajutăm. Vorbeam mai devreme, înainte de scurtul moment de publicitate, despre săptămâna PSI. Eveniment, să spunem, în a doua etapă, anul acesta, care se va desfășura în perioada 6-12 noiembrie. Vor fi 3 zile pline în care se vor organiza ateliere. Am să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți despre cei care vor fi prezenți, despre cui se adresează aceste ateliere, cine poate să meargă acolo și despre ce se va discuta și cum va fi atmosfera, sperați. Este un eveniment care se desfășoară la nivel național, în același lanț de librării se desfășoară în toată țara. Noi am pornit în Suceava, noi am pornit de la ideea ce ne dorim sau ce credem că ar fi important să discutăm în aceste zile. Vom avea doar 3 ateliere, pentru că suntem la început, încă boboci, așa, clasele 1-4, ca să, așa. Vom avea doar 3 ateliere în zilele de 7, 8 și 9, începând cu ora 18:30. Tema acestor ateliere va fi echilibrul. Și atunci ne-am gândit că în ce domenii ne dorim echilibru sau cum ne dorim echilibru. Și am zis, ok, cred că echilibru înseamnă să te simți bine tu cu tine, să te simți în armonie cu ce te înconjoară, să te simți în armonie într-o relație de cuplu. Și am îndrăsnit să invităm câțiva oameni valoroși cu care colaborăm de mult timp, ne sunt foarte dragi, sunt profesioniști foarte buni. Ce ne dorim este să avem niște ateliere calde și plăcute, la care oamenii să vină să povestească. Nu noi specialiștii să le spunem așa e bine, așa nu e bine, sau asta e de făcut, asta nu e de făcut. Pentru că cred că fiecare om este expert prin experiența pe care o are. Adică noi știm anumite lucruri despre, nu știu, cum ar trebui să arate o relație de cuplu armonioasă, de exemplu, dar am observat de-a lungul anilor că fiecare cuplu, de exemplu, are armonia lui. Uneori ceea ce ne se pare nouă poate în dezechilibru, pentru cuplul ăla este o homeostazie. Da? Și atunci, ce ne propunem prin aceste ateliere este, în primul rând, să încurajăm să se povestească despre echilibru, despre relații, despre ce este în interiorul nostru, fără să existe această deosebire între specialiști și oamenii care vin. Atelierele sunt gratuite, intrarea este liberă. Vor fi invitați psihoterapeuți, psihologi,
colegi de-ai noștri. În prima seară va fi Alexandra, care este psiholog clinician și psihoterapeut. În a doua seară atelierul va fi ținut de mine. În a treia seară va fi ținut de către colegii noștri Călin Bârleanu, care este doctor și lector universitar, are o carte extraordinară în domeniul psihologiei, și de Mihai Androhoviș, care este unul dintre colegii noștri, este terapeut sportiv în clinica pe care eu o menegeriez, face treabă foarte bună. Noi avem doi terapeuți sportivi cu care lucrăm, Mihai este unul dintre ei, face o treabă extraordinară și am considerat că degeaba vorbim despre ce se întâmplă în mintea, în emoțiile noastre, dacă nu corelăm emoțiile și ceea ce simțim cu cum ne simțim, ce se întâmplă în corpul nostru, cum este important să armonizăm aceste două bucăți, suflet și corp. Da, să spunem că e un titlu foarte inspirat, da. Sau cel puțin așa pare. O să vedeți după activitățile pe care le veți desfășura al acestui atelier, când sufletul vorbește prin corp. Sună foarte bine și frumos. Eu sunt foarte curioasă. Ați spus că în primăvară ați mai avut un astfel de atelier la care au participat destul de mulți oameni. Există această deschidere de a vorbi despre relația de cuplu, despre problemele sau despre echilibrul aparent sau poate chiar consolidat? Pentru că oamenii se deschid destul de greu. Da, și așa este. Sunt oameni și oameni. Sunt oameni care vorbesc, bineînțeles cu o limită de decență, și sunt oameni care ascultă. Dintre și e un plus este. Și aici. Da. Ce am făcut în primăvară, atelierile au avut ca și temă dependența și codependența, pentru că asta am fost invitați și în Iași să avem atelier în cadrul săptămânii PSI. Despre asta a fost tema săptămânii PSI, dependența și codependența, pentru că există în momentul prezent în România și nu numai în România, la nivel european, există o foarte mare problemă legată de adicții. Și atunci ne-am gândit că ar fi o temă foarte bună. Ce a stârnit un foarte mare interes a fost codependența, adică afectarea familiilor de către această problemă a dependenței. Am avut surpriza plăcută și în același timp a fost foarte emoționant. Au venit oameni care trec prin această poveste a dependenței și a codependenței și au împărtășit experiențe foarte personale, fără să se teamă, fără să le pese că sunt auziți de ceilalți. A fost așa. La un moment dat, una dintre colegele mele spunea că este ca un grup de suport. Cred că în felul ăsta am trecut de barierele astea, că noi specialiști sau noi care știm, da, știm multe lucruri, da, știm cum să facem, dar fără omul care să se implice în procesul ăsta al lui de dezvoltare, de înțelegere, cred că în primul rând, noi profesioniștii nu reușim să facem nimic. Și atunci asta ne dorim, ca oamenii să vină, noi suntem niște facilitatori, să vină să povestească ei ce experimentează, ce simt, cum simt, să nu se teamă că ar putea să pară vulnerabil din cauza asta. Cred că asta este dorința mea pentru aceste ateliere, să pur și simplu să ne arătăm vulnerabilitatea, fără să ne fie teamă de ea. Am înțeles. Și atunci vă așteptați ca cei care vor veni la aceste ateliere să fie în mare parte adulți sau pot să fie... Noi încurajăm să vină adulți cu copii pentru că este foarte important ca un copil să vadă că părintele vorbește, că există comunicare, că spune ce simte. Este foarte, foarte important. Vin foarte mulți copii la noi în clinică care sunt blocați emoțional, este frică să exprime ceea ce simt. Și atunci, apropo de ultima temă, când sufletul vorbește prin corp, una din metodele pe care noi le folosim foarte des în terapie se referă la... deci, foarte mult mergem pe partea asta psihosomatică. Considerăm că toate emoțiile neexprimate corespunzător sau neexprimate adecvat la timpul lor lasă urme pe corp. Da, știți că există și expresii, că mă doare sufletul sau mă ține ceva de gât sau mă simt, am o apăsare în spate. Toate aceste expresii arată, de fapt, un ghem de emoții care se așează undeva pe corp. Ăsta este motivul pentru care unul din aceste ateliere se numește, cum ați spus dumneavoastră, când sufletul vorbește prin corp. Pentru că e important să înțelegi ce se întâmplă cu corpul tău, e important să înțelegi unde sunt blocajele. De exemplu, se consideră că ficatul este organul furiei. Da? Pentru că acolo se depune ceea ce tu nu-i exprimi
Da? Și te îngălbenești de ciudă și de furie de multe ori. Da? Toate aceste expresii populare au o însemnătate foarte mare și sunt expresii care vin din profunzimea populară. Și atunci de asta încurajăm părinții să vină cu copii. Anul trecut au fost, în primăvară, îmi cer scuze, au fost copii destul de mulți, vorbesc, ascultă, au această simplitate și autenticitate pe care doar copiii o au, dar nu au măști. Ne-a plăcut foarte mult să avem copii alături de noi, așa că încurajăm toți părinții. Au venit și copii foarte mici, deci au venit părinți, clienți de-ai noștri și nu numai, copii de 2, de 3 ani. Am înțeles, deci ușile sunt deschise, da, indiferent de vârstă, pentru exact toți aceia care își doresc să comunice, mm-hmm, sau să asculte, pur și mm-hmm simplu învățând poate din experiențele celorlalți. Da, ați spus, ați amintit mai devreme despre comunicare. Comunicarea care trebuie să existe în familie, pentru că la toată urma primii și cei mai importanți educatori ai copiilor sunt părinții, uh-huh, cu educația aceea, cu cei 7 ani de acasă. Și apoi vin din urmă și profesorii care încearcă și ei să mai brodeze ceva pe ceea ce există, uh-huh, din familie. Și pentru că amintați mai devreme că atelierele din primăvară au fost legate de adicții și că există această problemă, nu numai la noi, ci întreaga lume, așa dacă este. Stau bine și mă gândesc, dar parcă la noi lucrurile așa sunt un pic mai apăsătoare, pentru că lumea nu prea e deschisă să vorbească, să comunice în această privință și atunci când vine vorba de o adicție, parcă așa se face un pas înapoi, indiferent despre ce ar fi vorba. Mm-hmm. Și eu mă gândeam că, în general, așa, în ultima vreme, și adulți și copii am devenit din ce în ce mai mult asistați de calculator, de tehnologie, punându-ne mai puțin așa la treabă pe noi, mintea noastră, de prinderile, de a socoti, de a ne, nu știu, de a ne corecta singuri, uh-huh, din punct de vedere gramatical, să spunem. Iar ceea ce ne doare cel mai mult, cel puțin pe noi părinții, sunt copiii care par a fi vrăjiți de calculator. Noi am vorbit de foarte multe ori în curtea școlii despre această problemă cu timpul petrecut în fața calculatorului, uh-huh, dar vreau să știu și părerea specialistului. Dacă așa, o, să spunem, o activitate care durează mai mult de o oră, două, trei pe zi, la vârste foarte mici, poate să, nu știu, să fie un beculeț de aprins pentru părinți, gândindu-se că pe viitor s-ar putea întâmpla și lucruri mai puțin plăcute, mm-hmm, să se ajungă la adicții adevărate. E posibil? Adicția, dependența de calculator este considerată o adicție adevărată. Din nefericire, modificările sociale din ultimii 10-15 ani, cred că au dus la această preocupare excesivă a copiilor și a părinților pentru calculatoare. Ce am observat și ce spun teoriile, dar ce am observat și noi în practica de zi cu zi, este că de foarte multe ori părinții nu mai au timp să comunice copiilor sau nu mai au disponibilitate, pentru că din cauza condițiilor sociale, socioeconomice, de multe ori părinții sunt obligați, ca să poată întreține un anumit nivel de trai, să muncească dimineață până noaptea. Și atunci când este mai simplu decât să stea de vorbă, este mai simplu ca fiul sau fiica, copilul, să stea pe tabletă sau pe laptop și să facă ceva acolo. Da? Să nu deranjeze într-un fel sau altul. Există, cred eu, o problemă legată de disponibilitate și de exprimarea afecțiunii, pentru că este foarte ok să stai de vorbă cu copilul tău, este de dorit să faci lucrul ăsta. Sigur că a petrece mai mult, nu știu, există cercetări care spun că Universitatea Stanford are o cercetare, nu mai țin minte anul în care a fost făcută, dar destul de recentă, care spune că s-au observat la copiii sub 6 ani expuși la lumina de pe tabletă sau de pe telefon leziuni cerebrale ireversibile, la expunerea îndelungată. Sigur, există teoria plasticității neuronale, care, și nu una, mai multe, care spune că se reface creierul. Dar în cât timp? Da? Din ce în ce mai des ne vin în terapie copii care sunt dependenți de calculator, de gaming.
joacă jocuri pe calculator. Rețea, da. Și de ce? Care este cea mai des întâlnită explicație? Pentru că acolo mă regăsesc, acolo nu mă judecă nimeni, acolo nu știe nimeni cum arăt, acolo nu știe nimeni cu ce sunt îmbrăcat, acolo sunt acceptat. Este o problemă care ține nu doar de părinți, da? Poate că părinții la un moment dat nu mai știu cum să, nu știu, să interacționeze cu copilul când vede că se izolează, este o formă de izolare într-un fel sau altul. Nu știe cum să intre cu el în vorbă, cum se spune. Dar mai este o problemă a noastră a tuturor, socială, dată de aparențe, dată, din nou revin la măști. Pentru că e foarte ușor să pui pe tine masca unei haine de firmă sau masca unei mașini pe care o au părinții tăi sau masca, nu știu, orice fel de mască. Și este foarte greu să vezi, de fapt, ce e în sufletul unui copil care apelează la așa ceva. Și când spun copil, mă refer de la copii foarte mici, care știu, încă părinții, am auzit de multe ori părinți care spun, oa, dar al meu e foarte inteligent, vezi cum deschide tableta la, n-are nici 3 ani. Când, de fapt, acolo poate fi o problemă. Am observat, de exemplu, sunt părinți care dau tableta copilului ca să stea liniștit în mașină. Apropo de asta, chiar ieri mi s-a întâmplat să merg la Poșta Română, într-un oficiu poștal, și am văzut o mămică, o tânără mămică, cu un copil, cred, de 2 ani maxim, în cărucior, care stătea și ea la coadă, la rând, se plictisea teribil, și așa cum ne plictisim toți atunci când suntem puși în situația de a aștepta, dar a preferat, decât să stea cu copilul să se joace, să se aplece asupra lui, să-i dea un telefon. Copilul stătea fascinat, uitându-se în telefon, se terminase, nu știu ce urmărise el, un film de desene sau vreun joculeț, se terminase și continua să se uite la reclamele care apăreau pe telefon. Iar mămica stătea relaxată. Și poate aici trebuie un pic atrasă atenția, clar, niciun părinte nu-și dorește să aibă un copil care să stea toată ziua în fața calculatorului, fiecare și-ar dori să stea cu o carte deschisă în față sau să se joace afară, dar lucrurile de aici pornesc, de la o vârstă foarte fragedă, în care nu ne dăm seama, în care preferăm să-l lăsăm în fața televizorului, pentru că ne gândim că e securizat, nu i se poate întâmpla nimic rău, așa cum i s-ar putea întâmpla afară. Și aici, chiar la primii ani de viață, ar trebui cred că asta să fie mai atenți. Poate nu conștientizăm fiecare dintre noi că se creează un obicei. Dependența asta înseamnă nevoia de nestăpânit, de a face acel lucru. Da, se creează un obicei. Exact ca la, nu știu, poate că cea mai comună dependență despre care vorbim toți este dependența de tutun. Cei mai mulți oameni care doresc să se lase de fumat spun ce o să fac în timpul în care nu mai fumez. Cu ce umplu timpul ăla? Exact asta înseamnă crearea obiceiului. Ce o să fac cât nu mă mai joc? Da? Și, nu știu, puteți încerca. Eu am încercat și am fost destul de șocată. Eu n-am avut o anumită rețea, deci mi-am făcut pagină de Facebook în urmă cu 2 ani și ceva. Ei bine, în primele 3 luni nu mă puteam deslipi, efectiv. Deci eram... am devenit dependentă. Îmi trebuia să mă uit din nou și din nou și am zis, ok, am nevoie, acum nu stau mai mult, mi-am propus mai mult de 2 ore, nu stau niciodată cumulat într-o zi. Pentru că pierzi timp, nu comunici. Este o teorie nouă, teoria conectivismului, care spune că s-a modificat foarte tare modul în care noi comunicăm la nivelul limbajului. Este o teorie care studiază limbajul și achiziția limbajului, cum spuneați dumneavoastră, faptul că nu mai calculăm singur sau că nu mai ne corectăm greșelile gramaticale. Această teorie arată că limbajul și achiziționarea lui și modul în care comunicăm a fost major schimbat în ultimii 10 ani de către rețelele de socializare, de către calculatoare, de cum ne aplecăm asupra tehnologiei și așa mai departe. Clar, nu mai trebuie să spunem despre felul în care comunică tinerii în scris, că bână, ajung să comunice la fel și în viața de zi cu zi, chiar și că atunci când nu sunt în fața calculatoarelor, vom continua să vorbim despre dependențele acestea, nu numai de calculator, de rețele de socializare, ci și alte dependențe mai grave, de existența cărora cu toții știm, ne dorim să nu intrăm sau să nu avem astfel de probleme, dar se întâmplă, ele fac parte din existența noastră. Despre ele vom vorbi. Însă, după un scurt moment de publicitate.